Iubiți frați și surori, potrivit cu versurile acestei frumoase cântări ce am cântat-o împreună și noi încă de dimineață am alergat la casa Domnului și am venit aici ca să ne închinăm înaintea Domnului, așa cum am făcut-o pe parcursul ceasului de rugăciune, ca apoi să ne hrănim sufletele din cuvântul Domnului, izvorul care se deschide din cuvântul Domnului. Și urmează în cadrul acestui serviciu divin să intrăm în cuvântul Domnului, dar mai întâi de a începe serviciul și a citi cuvântul Domnului, aș vrea să vă chem să rămânem într-un duc de închinare înaintea Domnului, ca prin rugăciune să cerem binecuvântarea Domnului peste serviciul divin și peste adunarea ce o formăm împreună. Prin fratele Bordei Traian, urmează să ne rugăm să cerem binecuvântarea Domnului peste noi și peste serviciul divin. Amin. Venim cu recunoștință înaintea Ta, Doamne, și aducem laudă și glorie în numele Tău, pentru că și în această dimineață ne-ai învrednicit să venim în casa de rugăciune. Da, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că ai fost prezent în mijlocul nostru și ai ascultat rugăciunile care au fost înălțate înspre Tine în timpul de rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că vei răspunde fiecare cereri la momentul potrivit, pentru că Tu ne-ai promis că dacă vom cere ceva în numele Tău, vom primi ca bucuria noastră să fie deplină. Acum te rog, Doamne, binecuvintează și acest serviciu divin. Amin, Doamne. Binecuvintează întreaga asistență. Doamne, fă o cercetare divină și te rog în această dimineață, prin frații care ai ales să conducă acest serviciu divin, să vorbești fiecărei inimi în parte. Amin. Să ne dai fiecăruia hrana necesară pentru a prinde putere ca în zilele care urmează să te putem sluji pe Tine și să te putem urma pe Tine. Te rog, Doamne, fă ca întreaga lucrare să fie sub călăuzirea și binecuvântarea Duhului Sfânt. Binecuvintează cântările, binecuvintează cântăreții, binecuvintează vestitorii cuvântului, binecuvintează cuvântul vestit și tot ceea ce se va face aici să lucreze împreună pentru înaintarea noastră spre cer, pentru înaintarea noastră spre ziua veșniciei, când ne vei duce la Tine. Acolo să stăm la masa Ta, iar apoi, Doamne, ajută-ne ca veșnic să fim în prezența Ta și să ne bucurăm cu Tine. Amin. Urmează să mai cântăm împreună, iar apoi vom citi cuvântul Domnului, rânduit pentru această dimineață, așa cum îl știm și l-avem scris în calendarele noastre. Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris, cartea vieții din paradis. Destinul Tău ce te-a iubit și te-a plătit
Despre destinul nostru, despre felul cum putem rămâne tari în Hristos, în credință, urmează să citesc cuvântul Domnului legat de acest subiect din a doua epistolă a Apostolului Pavel scrisă Bisericii din Tesalonic, capitolul 2, voi citi începând cu versetul 13. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, începând cu versetul 13, urmează să citesc cuvântul Domnului. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru, Iisus Hristos, și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângăiere veșnică și o bună nădejde, vă va mângăia inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. După ce am citit acest cuvânt al Domnului, consider că este bine, împreună cu toți, să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm și să cerem Domnului ca asupra acestui cuvânt citit să reverse binecuvântarea sa peste cuvântul citit și apoi peste cuvântul predicat, peste cântările de laudă, tot ceea ce va cuprinde acest serviciu divin de dimineață. Și fie ca Domnul, prin toate acestea, să aducă pentru inimile noastre un cuvânt de mângăiere care să ne întărească în nădejde. Amin. Împreună cu toți ne rugăm.
Amin. Vă rog să reluați locurile și urmează în continuare să mai cântăm o cântare în comun. Eu sunt un ostaș al crucii, urmaș al mielului. Eu nu mă tem, ci-l voi găsi, să vin dumneavoastră. Când lupta e gata, vom purta cruna, vom purta cruna, vom purta cruna. Frați și surori, îngăduiți-mi să-mi exprim bucuria de a vă revedea după o lipsă de aproximativ 2 luni de zile. Așa cum bine știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, eu împreună cu soția mea am fost plecați în Statele Unite. Am revenit, suntem din nou împreună cu dumneavoastră și pentru mine personal este o bucurie să vă revăd. Să fim din nou împreună și odată cu venirea mea, considerați că aduc și dragostea celor dragi ai dumneavoastră, cei mai mulți care aveți rudenii în America, o parte dintre ei am văzut, am vorbit cu ei și aduc dragostea lor pentru dumneavoastră și astfel și salutul bisericilor unde eu am petrecut, unde am slujit și fie ca prin toate acestea, în salutul nostru așa generic și general, Harul Domnului în continuare să ne însoțească și să se mulțească pentru fiecare dintre noi. Totodată, îngăduiți-mi să-mi exprim bucuria de a avea ocazia să fiu cel dintâi a vă informa
chiar dacă fratele Moise în detalii la programul după masă probabil se va referi, dar pentru mine este o bucurie să vă anunț în mod public bucuria ca păstorul nostru, păstorul bisericii noastre, fratele Moise Ardelean, a fost ales a continua a fi președintele cultului nostru începând cu acest mandat. Vineri aici în biserica noastră, așa cum cei mai mulți știți, am avut congresul cultului penticostal, cel de-al 10-lea congres, și participanții, păstorii, împreună cu ceilalți frați prezenți, am ales ca fratele Moise Ardelean să continue a fi președintele cultului nostru și pentru noi, pentru biserica ce o formăm, este o bucurie. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze. Mi-aș fi dorit ca această bucurie să o împărtășesc și celor care lipsesc. Așa cum observați, o parte din locurile de pe platformă sunt goale, sunt libere. Nu mă refer la fetele de la cor care sunt la studiu, cele mici, ci la frați de la corul bărbătesc. Ei sunt plecați în misiune, ei ne lipsesc, dar continuăm bucuria noastră cu cei rămași, cele două formații, corul de fete, chiar dacă sunt în grup redus, fanfara bisericii, și dorim ca împreună cu ei, împreună cu prezența Domnului prin cuvânt, dimineața aceasta să fie benefică pentru noi. De aceea vă chem cu bucurie chiar și cu plăcerea de a fi parte la această lucrare să primim mai întâi cântarea corului de fete, sau să numesc grup a corului de fete, iar după această cântare vom asculta un grup de tineri ce doresc să laude pe Domnul cu o cântare. Deci corul de fete, iar apoi grupul de tineri.
viața aceea pune, nici pentru ce din lume. Bazează-te pe Domnul și leagă-te de El, că Dumnezeu rămâne la fel. Acest nume al lui Dumnezeu care este mare urmează a fi lăudat, preamărit de fanfara bisericii, iar apoi după această cântare vom rămâne deschiși pentru a asculta cuvântul Domnului.
din urmă, iată vin și eu. Din somnul pierzării, astăzi m-am trezit la suror, stimați ascultători ai Sfântului Cuvânt, iată-ne din nou în fața Scripturii și fiecare a venit la biserică cu starea spirituală pe care o are. Unii poate am avut biruințe în zilele acestea și nu putem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru biruințele pe care le-am avut. Alții poate am suportat înfrângeri în lupta vieții și venim aici cerându-i lui Dumnezeu să ne ridice, să ne dea biruință în viitor. Cert este că, indiferent cum am venit, la Dumnezeu găsim ceea ce avem nevoie. Epistola pe care am avut-o înainte și din care s-a citit, e scrisă de omul lui Dumnezeu Pavel celor din Tesalonic, actualmente orașul Salonic. Un oraș vechi, 4 secole înainte de Hristos, unde în cea de-a doua călătorie misionară, Pavel a plantat o biserică despre care avea cuvinte de laudă. Pavel în întâia epistolă către tesaloniceni spune despre frumusețea acestei biserici, care avea marea calitate de a lupta pe calea lui Dumnezeu. Epistola e menită să-i încurajeze să lupte, să fie biruitori, chiar dacă potrivnicul nostru, diavolul, nu doarme, ci luptă împotriva noastră. Vedeți, de multe ori ne place să vorbim istorioare și povestioare și lucruri care sunt plăcute urechilor, dar care parcă, pe zi ce trece, sunt tot mai puțin ancorate în realitatea vieții noastre de zi cu zi. Realitatea e una sigură. În această viață avem de luptat. Ne putem minți unii pe alții că suntem mai bogați decât suntem și dacă avem un 10 lei să-l mutăm dintr-un buzunar în altul, amăgindu-ne că avem 20 de lei, dar tot 10 avem. Realitatea e că lupta vieții noastre are momente de biruință și momente de înfrângere. Nici unul dintre cei ce suntem aici nu putem spune că n-am avut căderile noastre și nu putem spune că harul lui Dumnezeu n-a fost acela ce ne-a ridicat. Avem un dușman pe măsură, avem un potrivnic pe măsură și dacă Biblia ne învață să fim pacifiști, oameni ai supunerii, ai smereniei, oameni care să primim lovituri și să răspundem la blesteme și la injurii cu binecuvântare, există un doveniu în care Biblia ne vrea bătăuși, ne vrea oameni care să ne batem și bătaia asta este cu diavolul. Atunci când e vorba de diavol, Biblia spune că cu el avem de luptat. Și nu e o luptă oarecare.
Orice luptă sportivă are un termen bine definit, că se numește repriză, că se numește rundă. Lupta cu diavolul e o luptă necontenită care ține 24 din 24 de ore și în fiecare zi. E o luptă dură. E o luptă care nu ne avantajează pentru că suntem pe terenul adversarului. Vedeți, și la un meci de fotbal, e mai bine să joci acasă, că e galeria de partea ta și te încurajează. Pământul acesta în care noi trăim, pământul acesta în care pentru o bucată de vreme Dumnezeu a rânduit să răsuflăm și să trăim, Biblia îl numește tărâmul celui rău, pentru că Dumnezeu acestui viac e diavolul. Noi suntem pe teren străin, e terenul lui, marea majoritate suporterii lui. Noi jucăm în deplasare din punctul acesta de vedere, suntem dezavantajați. Noi suntem echipa cerului pe pământul celui rău, așa suntem. Dar trebuie să înțelegem că e o luptă pe care trebuie să o ducem până la capăt. N-are pauze, n-are time-out-uri, n-are momente de respiro. Adversarul nostru de 6.000 de ani luptă în continuu cu o experiență din ce în ce mai mare spre a ne dărâma pe fiecare dintre noi. E un meci în care nu există egal, e un meci în care nu există remiză, e un meci în care nu există posibilitatea de a câștiga la masa verde sau să reprograma. E un meci, cum se spune în popor, care pe care, ori câștigi, ori pierzi. Vedeți, poporul spartan era renumit pentru rigorozitatea cu care spartanii își creșteau copiii. Când copilul ajungea pe la 14 ani și era capabil să poarte scutul ăla mare, că mari erau scuturile spartanilor și grele, tata îi dădea scutul și îi spunea, scutul ăsta va fi viața ta. Când câștigi, vii sub scut, cu scutul sus. Într-o zi însă poate vei pierde, atunci vei veni pe scut și te vor duce alții. În lupta cu diavolul poți câștiga sau pierde, nu există remiză. Diavolul nu are opțiuni, el nu atacă numai femei sau bărbați, vârstnici sau tineri, nu! Scopul lui e același, toți trebuie distruși, niciunul să nu ajungă în cerul lui Dumnezeu, toți trebuie nimiciți, n-are preferințe. În lupta cu diavolul nu există soluții miraculoase, gen mi-am cumpărat o bazma care face minuni, o cruciuliță valoroasă, o mărgea sau o brățară care îl alungă pe diavol. Așa ceva nu există. În lupta cu diavolul există o singură soluție, să stăm lângă Dumnezeu care ne întărește. Și Pavel trimite această veste tesalonicenilor: fiți tari, cum? Nu prin mușchii voștri, ci prin harul, îndurarea, mila și bunăvoința lui Dumnezeu. Scopul diavolului este acela de a face ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie spus și altora. El știe care e puterea cuvântului, știe că acest cuvânt al lui Dumnezeu schimbă vieți, știe că transformă oameni, din bețiv îl face sfânt, știe! Știe că din păcătos îl face mireasa lui Hristos, numai noi punem criterii, ăsta nu mai poate fi mireasă. Omule, când te-ai însurat, ți-ai ales nevasta, de ce nu lași și pe Hristos să-și aleagă mireasa? El face lucrul acesta! Cuvântul lui Dumnezeu, diavolul știe! Noi nu suntem conștienți de puterea cuvântului, că dacă am fi conștienți, l-am vestit tuturor, că în el e vindecarea. Scopul diavolului, cuvântul, să nu fie propovăduit. Diavolul nu vine și îți spune, propovăduiește o altă evanghelie. Nu, el vine și îți spune, taci, fii cu minte. Potrivit normelor europene, n-ai voie să fii unul care face propagandă religioasă. Fii cu minte și taci, nu spune nimănui. Și atunci când taci, tu nu mai ești de partea lui Dumnezeu. Tu ești împotriva lui Dumnezeu. Iar dacă cuvântul a reușit să aducă rod și biserica a prins nucleu, scopul diavolului e acela să dezbine. Ce nu îi, să nu se facă, iar ce îi, să se distrugă. Ăsta e scopul diavolului în lupta lui cu omul. Oameni buni, diavolul are și o tehnică bine pusă la punct. Diavolul lovește noi prin necaz și suferință. Iov era în părtășie frumoasă cu Dumnezeu. Era în placul lui Dumnezeu. Și nu era în placul lui Dumnezeu că ziceau alții, ci că zicea Dumnezeu lucrul ăsta. Și atunci vine diavolul și îi spune, l-ai văzut? E un profitor. Dai-ai lângă tine că-i dai. Știe, dacă stă lângă tine, primește. Lasă-mă un pic să-ți arat cine Iov. Și Dumnezeu îngăduie și prin suferință și necas, diavolul vine să se lupte cu Iov. Lovește financiar de pierde tot.
lovește familiar, o parte din familie, copiii mor și soția i-o întoarce împotriva lui. Îl lovește prin prieteni care vin să-l sfătuiască, să-l mustre, să-l demoralizeze. Asta e arma diavolului, necaz, suferință, să te înfrângă. Apoi diavolul e cel ce vine, care dacă a văzut că necaz, tu ai ieșit biruitor, că te-ai încrezut în Dumnezeul tău, să vină și să falsifice lucrurile. Oameni buni, marele pericol pentru mine e religiozitatea. Am ajuns mai mult religios decât credincioși. Am ajuns să avem forme de evlavie, dar lipsite de putere. Atâta ceremonial, atâta organizare. Dar unde-i puterea lui Dumnezeu? Noi trebuie să fim credincioși, nu religioși. Pentru că Domnul întreba, oare când va veni Fiul omului, va mai găsi credință? Că religie găsește. La recensământ 2-3% dacă spun că sunt atei. Rest toți sunt credincioși. Toți sunt credincioși. Oameni care își promovează credința, legiferează prostituția. Credincioși! Toți sunt credincioși! Într-o religiozitate făcută de om, că religie înseamnă să-L iei pe Dumnezeu și să-L transform în rațiunea ta, în ceea ce vrei tu. Asta e religia. Diavolul vine și zice, hai să falsificăm lucrurile, vrei să crezi? Nu, păi crede, dar crede ce vreau eu, nu ce trebuie să crezi. Păi diavolul e cel ce vine prin păcat, că acolo unde e păcat lipsește Dumnezeu. A intrat în Canaan poporul Israel și au avut în față Ierihonul, cetatea cea mare. Și Dumnezeu le-a dat o biruință cum nimeni nu-și putea imagina. Era biruința lui Dumnezeu pentru Israel. După aia au avut o cetate mică, cetatea Ai, incomparabilă cu Ierihonul. Și au mâncat o bătaie de bătaie. Pentru că între ei era Acan și Dumnezeu, din cauza păcatului, din poporul său, nu a dat biruință. Nu vi se pare surprinzător că uneori atunci când suntem lângă Domnul avem biruințe colosale și nu putem decât să zicem, Doamne, peste orice așteptare, într-un mod minunat Tu m-ai scos biruitor. Și alte ori, când ți se par niște banalități, pici și dă diavolul cu tine de pământ. Pentru că în viața ta, în viața mea, în viața noastră, există păcat. Și unde e păcat, Dumnezeu nu se implică. Apoi diavolul vine prin discreditarea lucrării și a lucrătorilor. Vine și îți spune, iar te duci la biserică, bă, te omoară, mai atâta programă, atâta cântă, atâta predică, lungă-i predica, lungă-i cântarea. Nu-i bine nici cum. Nu-i bine. Ăla predică, tu nu-l cunoști? Pă ăla, dacă l-ai cunoaște, și adevărul e că nici noi nu suntem oameni perfecți. Să știți un lucru, vă spun cu toată sinceritatea. M-ar place să nu mă cunoașteți, că m-ați putea asculta mai bine. Cu cât cunoști mai bine un om, cu atât îl asculți mai puțin. E realitatea. Cine spune altfel? O fi neprihănit și locul lui nu e aici pe pământ, e între sfinți. Suntem numai oameni, cu lipsuri, cu căderi, cu defecte majore, dar în harul lui Dumnezeu care ne ridică. Deosebirea dintre cel de la amvon și cel din sală, că unul a fost chemat la o lucrare, iar altul altă lucrare. Ați fost chemați poate să mergeți la bătrâni, să-i ajutați, să-i mângâiați, să aveți răbdare, să vă plângă pe umăr un frate. Eu n-am răbdarea asta, voi o veți. Fiecare a fost chemat la altceva. Dar în fine, toți suntem numai oameni în lupta cu diavolul. Uneori biruim, alteori suntem biruiți. Degeaba pozăm pe imaculații. Oameni buni. Măcar în fața lui Dumnezeu, să fim sinceri. Apoi, diavolul lovește prin dezbinare, prin dezbinare. Când Dumnezeu și-a început lucrarea, a instaurat ordinea, a separat, întuneric de lumină, cer de pământ, apă de uscat, a făcut ordine. Dezordinea nu-i caracteristica lui Dumnezeu. Apoi, diavolul lovește în sursa ta de alimentare. Că sursa de alimentare a omului e relația cu Dumnezeu prin rugăciune. Nu poate să existe pocăit care nu se roagă. Nu există așa ceva. Omul care nu se roagă nu are relație cu Dumnezeu. Poți cânta 20 de ore din 24, numai 4 să dormi, 20 cânți în continuu. Poți predica 22 de ore din 24. Poți predica non-stop. Dacă nu ești un om care să fie un om a rugăciunii, să ai o relație cu Dumnezeu, să te alimentezi spiritual, e o chestiune de timp până te prebușești și nu te mai ridici. E ca o mașină. Îi faci plinul și merge ce merge, 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 merge.
Așa e și viața creștinului fără rugăciune. Merge, dar până la un moment dat, când ultimul picur a fost consumat, atunci vine căderea. Diavolul aici te lovește. Nu te mai ruga. Păi tu nu vezi, odată te rugai de 3 ori pe zi. Să te ia 15-20 de minute și îți merea bine. Dar și acum îți merea bine, când nu mai stai 15 minute. Zici, Doamne ajută, știi problemele mele, în tine mă încred, mâine vreau să te văd. Amin. Pornești televizorul, păi gata seara. Nu te mai ruga. Nu vezi că la fel de bine îți merge și când te rugai și când nu te rugai? Ăsta e diavolul. Va picura și ultimul picur de motorină și se oprește mașina. Va fi și la tine ultimul picul și vine căderea. Diavolul e cel ce te descurajează ca să nu înțelegi cine ești. Oameni buni, dacă am înțelege cine suntem, suntem fii de Dumnezeu. Nimeni n-are un tată cum îl avem noi. Tatăl nostru n-a pierdut niciun meci. El e Dumnezeul cel mare. Orice luptă a câștigat-o, palmaresul lui e infinit. Și Tatăl ne-a zis numai că suntem fiii lui care ne-am fiat, pe care ne-am fiat. Suntem și moștenitori, tot ce are El, ne-a dat și nouă. Ne-a făcut biruitor Tatăl. Noi când mergem la luptă, în poziția ghiocelului, bătuți suntem de ploi și vânt. Păi cine-i bătut de ploi și vânt? Numai cel ce n-apelează la Hristos, că în El e biruință, nu înfrângere. Diavolul vine și zice, bietul de tine, viața ți-e grea, ai căzut. Păi sigur că ai căzut, că tu ești slăbuț, ești firav. Ai fost atât de plăpând, cum să nu cazi? Oameni buni, știți când cădem? Când ne depărtăm de Dumnezeu, numai atunci cădem. Când suntem aproape de sursă, diavolul nu ne poate birui. Ce trebuie noi să facem dacă diavolul are tehnicile lui? Păi și noi trebuie să le avem pe noastre, că avem un meci cu el și noi avem pregătirea noastră. În primul rând, să avem capacitatea de a ne recunoaște păcatul și de a-l mărturisi. Să avem capacitatea de a veni înaintea lui Dumnezeu și a-i spune, da, am greșit, sunt un ticălos și un murdar, dar în tine-i curățirea și izbăvirea de situația mea. Să am această capacitate, știți că Dumnezeu părăsește pe cei ce nu se mărturisesc? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Osea 5:15, voi pleca, virgulă, mă voi întoarce în locuința mea, adică în cer, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Ce spune Dumnezeu? Nu-și recunoaște vinovăția? Se vede imaculat, se vede perfect, se vede extraordinar, nu-l lasă-l singur, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când? Până își vor mărturisi vinovăția. Și atunci când vor striga și vor zice, Doamne, suntem slabi, suntem atât de neputincioși, avem nevoie de Tine, atunci vine Dumnezeu. Te întreb de mult unde-i Dumnezeul tău și te întreb unde ți-i mărturisirea. Nu ți-a fost rușine să păcătuiești, dar acum ți-i rușine să-i spui la Dumnezeu păcatul. Omule, timpul trece, nu mărturisești azi, nu mărturisești mâine. Poi mâine tu uiți, uiți tu păcatul, dar nu-l uită Dumnezeu. Și uitarea nu iertare. Iertarea e în urma mărturisirii, nu a uitării tale, că Dumnezeu nu uită. Și păcatul nemărturisit duce la moarte. Arma noastră, să avem capacitatea de a ne mărturisi cu o atitudine corectă. Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă un argat, că în bunăvoința lui Tatăl te face fiu și moștenitor. Apoi, să ai capacitatea de a înțelege iertarea. Vedeți? Semnul unui om că iertat e care capacitatea să ierte. Noi nu iertăm ca să fim iertați, iertăm că suntem iertați. Și în rugăciunea domnească, Tatăl nostru, suntem învățați să ne rugăm astfel. Ne iartă precum iertăm. Hai să vedem, cum te poți tu duce înainte lui Dumnezeu să îngenunchezi, să-i spui, Doamne, am așa mare nevoie de Tine. Dar Tu, Doamne, vezi, fratele m-a jignit, fratele ăsta, lipsit de bun simț. Vezi, păstora nu o pot ierta, cum să o iert? Dar uite ce m-a zis, cum să o iert? Cu neiertarea în suflet nu meri în fața lui Dumnezeu, ține minte, n-ai cum să meri. Înaintea lui trebuie să mergi cu sufletul deschis, să-i spui, Tată, acolo unde m-a rănit altul, mângâie Tu, părintește. Unde m-a coborât altul, urtă că Tu îmi dreaptați lucrare. Înaintea lui Dumnezeu n-ai voie să mergi judecând, având ceva împotriva altora. Ierți fiindcă ești iertat,
Iartă-ne pe cum iertăm. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4, 32, că noi trebuie să iertăm așa cum ne-a iertat Hristos. Ți-a iertat o datorie mare, de milioane de păcate, Hristos. Tu nu poți ierta o greșeală aproape lui tău? Înseamnă că nu ești conștient de valoarea iertării. Un alt lucru pe care trebuie să-l avem, să înțelegem care-i miza jocului. Miza e mare. Miza e mare. Poate fi însăși viața. Dacă nu-l înfrunți, te înfruntă. Dacă nu-l birui, diavolul te biruie. Vedeți, când e vorba de poftele tinereții, Biblia spune, fugiți de poftele tinereții. De ele trebuie să fugim, de pofte, de lucrurile astea, firește să fugim. Când e vorba de diavol, Biblia spune altceva, împotriviți-vă și el va fugi. De diavol nu fugi, că el se ține după tine. El nu te lasă. Scopul lui e să te doboare. El își urmărește cu interes miza. Și tu trebuie să înțelegi miza ta. Ori el, ori eu. Să dea Dumnezeu să fim noi cei ce biruim. Cum să acționăm? Și am găsit un exemplu în Biblie care ne folosește foarte mult. Goliat și David. Cam așa suntem noi în fața celui rău. David era un copil plăpând, un adolescent, firav, înaintea experimentatului Goliat, înaintea unui mare luptător, înaintea unui om cu o statură impresionantă, înaintea unui om foarte înarmat. Firavul David și semețul Goliat. Omul de rând și cel rău. Și haideți să vedem ce învățăm de aici. Înaintea diavolului niciodată nu dăm înapoi. Când pornești pe calea credinței, niciodată nu dai înapoi. Poporul Israel, când a văzut pe Goliat, a dat înapoi. 40 de zile s-au tot înguit și n-au știut ce să facă cu Goliat. 40 de zile, numele lui Dumnezeu a fost bajocorit. 40 de zile, slava lui Dumnezeu a fost călcată în picioare, în mod fizic, aici pe pământ, nu în cer. A fost dată la o parte ca să iasă Goliat înainte să-și arate el puterea. 40 de zile în care Dumnezeu a fost hulit. Pentru că amânau, amânau, amânau și cu cât amânau mai mult, cu atât erau mai descurajați, cu atât erau mai debusolați. Trecuseră 20 de zile, trecuseră 21, în a 22-a dimineață mai ieșea câte unul, nu s-o găsit nici astăzi nimeni ca să lupte, nu! 23, 24, oricât amâni, odată și odată, confruntarea trebuie să o ai. Există un moment în care trebuie să rezolvi lucrurile. Apoi, folosește ceea ce ai fost învățat să folosești. Saul i-a sugerat, ia armura mea, pune-ți coiful ăsta mare și o sabie care face minuni dacă o învârți. David n-a știut așa ceva. De mic copil, el a știut un lucru. Biruința e în numele Domnului și arma care o folosesc e praștia. Și când s-a dus înaintea lui Goliat, a folosit ceea ce a fost învățat să folosească. Azi găsim tot felul de tehnici de a lupta cu depresia. Zice, ce probleme ai? Zice, băi, așa mi se simt, am o vinovăție interioară. Și îți mai spune, la emisiunile de după masă, psihologul, terapeut al sufletelor, ce trebuie să faci? Un consult psihologic ai nevoie. Ai nevoie de Dumnezeu, omule. De El ai nevoie. Folosește ceea ce ai fost învățat din pruncie, cuvântul lui Dumnezeu, folosește rugăciunea, folosește predicile pe care le-ai auzit, folosește cântările pe care le-ai auzit cântându-se, folosește îndemnurile care ți-au motivat sufletul. Și nu uita un lucru, cheamă-ți în ajutor familia. Când mi-e greu strig la tata, când mi-e greu o chem pe mama, când am cu cine lăsa pruncii, găsesc pe cineva apropiat. Numai lupta spirituală, noi le-am chemat pe toți, dar uităm de cel mai important și unicul care ne poate da izbăvirea, tatăl. Uităm să-l chemăm pe tatăl. Ești bolnav, cheamă și medicul. Dar de cele mai multe ori dacă îl chem pe tata, se rezolvă, nu-i mai nevoie de el. Dacă crezi în tata, David când ajunge în fața lui Goliat, nu îi spune, fie-ți mie Goliat de mine că sunt prunc nevinovat, nu. Spune, auzi, în jocul e onoarea Dumnezeului meu. Și dacă tu ai probleme cu Dumnezeul meu, atunci îți voi arăta cine e el. Și când a zvârle piatra, exact în punctul vulnerabil al lui Goliat. Și biruința Domnului e garantată. Diavolul poate fi învins. Până la David, n-am găsit niciun om care să învingă uriașii. David și Goliat e prima situație din Scriptură în care un om învinge un uriaș. Vă rog să vă uitați în continuare în 2 Samuel capitolul 21 să vedeți cum generalii lui David au omorât la rândul lor uriași. Verificați să vedeți câți uriași au fost omorâți de generalii lui David. De ce?
Fiindcă a fost unul care a avut capacitatea să dea un exemplu, care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, s-a împotrivit celui rău și Dumnezeu i-a dat biruință. Și a apărut din nou situația clară, uriașii pot fi biruiți. În familie noastră am avea copiii să ne fie pocăiți. Ne-ar place copiii să fie nelipsiți de la biserică și zici, du-te tu liniștit, tati stă să se odihnească, după masă vine și tati. Du-te tu liniștit, Domnul să fie cu tine, că mergi într-un loc bun. Omule, la tine se uită întâi și pe urmă la ce îi spui. Dacă tu stai și el stă, nu-i pretinde altceva. Noi vrem de multe ori să-i facem pe copiii noștri să fie biruitori și noi suntem loviți în toate părțile că nu suntem în stare să stăm în picioare. Exemplu personal e primul. David, prin exemplul lui, și-a încurajat generalii și la rândul lor și ei au învins uriași. Omule, tu trebuie să te împotrivești diavolului. Tu trebuie să fii un biruitor în casa ta, ca femeie, ca bărbat. Noi trebuie să fim biruitori și pe urmă cei de lângă noi vor vedea. Suntem într-un meci în care avem galerie. Prin atitudinea noastră, încurajăm sau dezamăgim galeria. Exemplu personal e extrem de important. Concluzionez și mă apropiu de sfârșit, spunând scopul diavolului e acela de a ne dărâma. Pe cei ce nu l-au cunoscut pe Hristos să nici nu-l cunoască. Iar pe cei ce l-au cunoscut să-l amăgească, să-i amăgească, să-i dezbine, să-i distrugă, dezbină și învinge. Fie că te lovește prin suferință, prin boală, printr-o falsitate, un duh de amăgire, fie că încearcă prin păcat, fie că încearcă prin dezordine, fie că încearcă prin discreditarea lucrării și a lucrătorilor, fie că vrea să-ți omoare viața de rugăciune, fie că vrea să te facă să nu înțelegi cine e, să fii tot timpul dezamăgit, să-ți plângi de milă tot o ziua și să faci cântări de jale. Și nu de biruință, că nu înțelegi cine ești. Ăsta e diavolul care te lovește. Tu te vezi cine ești, știi că ești fiul de Dumnezeu și așa rău cum ești, în Tatăl găsești iubire și dorință de schimbare și Tatăl te schimbă. Tu ești dispus să mărturisești, că înțelegi că dacă nu mărturisești, el pleacă, dar atunci când te mărturisești, vine în ajutorul tău. Tu ai capacitatea de a mărturisi și a-ți cere iertare pentru păcatul tău și a da și iertare altora. Apoi, ai dorința sfântă de a te lăsa de păcat, pentru că de tine nu trebuie să se lipească păcatul, că tu ești din familie sfântă, ești din familia lui Dumnezeu. Ai capacitatea de a înțelege că lupta ta e vitală, ori tu, ori diavolul, și trebuie să câștigi tu. Ai capacitatea de a înțelege că nu trebuie să amânci, ci trebuie să înfrunți păcatul. El trebuie, diavolul trebuie înfruntat și păcatul trebuie combătut. Uitarea nu e iertare. Ai capacitatea să înțelegi că tot ce ai auzit în Scripturi, din Scripturi te ajută în marea luptă. Și mai ai capacitatea să înțelegi că de tine depind și ceilalți. Dacă ei vor vedea că tu biruiești, vor înțelege că diavolul poate fi biruit. Amin. Urmează să cântăm împreună spre slava Domnului și în timpul cântării vă invit să vă ridicați. De Dumnezeu
rog să reluați locurile și urmează să cânte corul de fete.
Înainte de a da curs lucrării Domnului, a continua serviciul, îngăduiți-mi să mă refer la anunțurile de viitor cu privire la programul bisericii noastre. Așa după cum știm, începând cu ziua de luni, aici la biroul bisericii, are loc timpul de consiliere spirituală. Până acum, după vechiul program, până nu s-a schimbat ora, a fost de la orele 5 după masa. După masă se va anunța precis ora când începe acest timp pentru consilierea spirituală. Dar programul tineretului, știm că și pe timp de vară și pe timp de iarnă, începe la orele 7 seara. Deci mâine va avea loc programul tineretului începând cu orele 7. Dar pentru ziua de marți, seara de rugăciune pe care noi o avem, am intrat în programul de iarnă și va începe la orele 6. Deci marți seara venim la Casa Domnului începând cu orele 6. Tot așa și serviciul de joi seara. Duminica viitoare vom avea serviciile obișnuite, atât cele de dimineață, cât și serviciul de după masă. Îngăduiți-mă acum, revenind din nou la serviciul din această dimineață, să exprim oarecum și bucuria și impresia bună ce mi-a făcut-o grupul de tineri ce au apărut în fața noastră, felul cum s-au constituit ei din această parte a tinerilor din biserică. M-a pătruns cântarea ce au cântat-o și chiar vreau să-i încurajez a continua mai departe pregătirea în vederea a cânta spre slava Domnului, atât la serviciile obișnuite, așa cum știu că au în plan și prăznuirea nașterii Domnului, sărbătorile nașterii Domnului, și ei s-au constituit în acest grup ca să laude, să cânte spre slava Domnului. În acest, pentru a-i încuraja, am dorit ca să îi solicit pentru a doua oară să vină în fața noastră, în fața dumneavoastră, să laude pe Domnul cu o cântare. După cântarea tinerilor, din nou va cânta fanfara. Suntem o parte din tinerii de la corul de tineri. Într-adevăr, ne pregătim și pentru Crăciun și aseară am făcut repetiții, eram mai puțin, un pic mai mulți decât suntem astăzi și am avut dorință ca să lăudăm pe Dumnezeu în biserică și nu ne-am pregătit cu două cântări. Fratele Petraș m-a spus dacă mai putem cânta o cântare și am ales o cântare care să o știm toți. Spune refrenul: Țara eternă, paradis, țară de vis, chiar clipe trăite cu Domnul sunt momente de nedescris, splendori nemai văzute și cântări fără sfârșit ne vor uimi când vom sosi în veșnicii. O altă cântare spune: dacă o clipă cu El e o uimire, ce va fi în veșnicii? Haideți să lăudăm pe Dumnezeu și să ne pregătim cu toții pentru cer.
fost un orb și nu vedeam pe Domnul, nu știam, dar Dumnezeu m-a vindecat, vedere El mi-a dat. Fie veci lăudat, fie veci lăudat. Am fost un orb, dar văd acum să merg pe calie ziul. Eu prin Hristos am fost salvat, fie veci Am fost anunțat cu privire la un alt grup al bisericii noastre, care și ei la rândul lor depun efort, se pregătesc ca să laude pe Domnul, să contribuie la lucrarea Domnului în diferite misiuni, la lucrarea cu tinerii, de la programul tineretului, este vorba de grupul condus de fratele Ionel Butar. Au și ei dorința să laude pe Domnul cu o cântare și consider că este bine, chiar vă rog să le dăm atenția cu primirea acestei cântări și împreună cu cântarea lor să lăudăm pe Domnul. Chiar acum îi rog să vină în față și să laude pe Domnul. Amin. Altă lume mare îl înălțăm, căci în tine e putere.
care suntem biruitori, ție ne închinăm, ție ne închinăm, cu podoabe sfinte în fața Tău stăm, doar pe Tine Te înălțăm, domnește Tu printre noi. La Tine venim, la Tine venim, mântuiți în fața Ta noi stăm, cu capul sus, inima plină de laudă Ție ne chinăm. Te prea mărim, Te prea mărim, îndurarea Ta o înălțăm, căci ne-ai eliberat lanțurile de aer care ne-au robit. Noi Te iubim, noi Te iubim, al Tău nume mare înălțăm, căci în Tine e puterea, în Tine măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, Ție ne închinăm, cu podoabe sfinte în fața Ta stăm, doar pe Tine Te înălțăm, Domnește Tu printre noi. Prin care suntem biruitori, Ție ne închinăm, Ție ne închinăm, cu podoabe sfinte în fața Ta stăm, doar pe Tine Te înălțăm, domnește Tu printre noi. Frați și surori, vă chem pentru următoarele minute să revenim asupra cuvântului ce l-am citit, cuvânt care scoate în evidență această necesitate pentru noi a ne întări în Domnul, a ne întări în credință, așa cum rezultă din pasajul biblic pe care l-am citit. Atunci când vorbim despre epistolele apostolului Pavel, din numărul cărora face parte și cele două epistole scrise bisericii din Tesalonic, putem spune că la început apostolul Pavel, prin primele epistole, a dorit să îndrepte privirile credincioșilor, creștinilor din diversele biserici înspre cruce, înspre Domnul Iisus Hristos, ca Cel care este Mântuitor. Apoi, pe parcursul scriilor epistolelor, apostolul Pavel îndreaptă privirea oamenilor înspre nevoia de mântuire și vorbește despre lucrarea de mântuire pe care Domnul o face în ființa omului, cel care devine credincios, creștin, urmaș al lui Hristos. Dar în cele două epistole scrise către tesaloniceni, apostolul Pavel îndreaptă privirea spre lucrurile ce urmează să se întâmple, respectiv spre venirea Domnului Iisus Hristos. Așa se face că prima epistolă scrisă bisericii din Tesalonic are acest subiect legat de venirea Domnului. Și mai ales că mulți din cei din vremea apostolului Pavel erau oarecum nelămuriți și oarecum nu puteau să înțeleagă cum Domnul este Cel care va răsplăti credinciosului, omului credincios, când vedeau că unii dintre ei, persoane mai în vârstă, mureau și că iau viața și își puneau problema, cum vor intra aceștia în răsplătire, cum vor avea parte de întâlnirea cu Domnul ca să fie răsplătită credincioșia lor. Încă în acea vreme a începutului bisericii, lucrurile nu erau chiar toate bine înțelese de creștini. Și apostolul Pavel a fost nevoit să explice lucrul acesta și rezultă clar din prima epistolă. Numai că, după scrierea primei epistole, au apărut și alte scrieri, epistole false, oameni care au încercat să dea o altă interpretare legată de revenirea Domnului, preluată din spusele Mântuitorului, din Evanghelii. Și unii spuneau că Domnul deja a venit,
În acea vreme, timpuria bisericii primare, Domnul a venit, este printre ei în Duh. Și venirea Domnului este cea care se manifestă în Duh. Dar creștinii de atunci vedeau că ei duc mai departe greul credinței lor, au parte de suferințe, au parte de încercări, de opoziție, ajung să moară și gândeau ei cum vor fi răsplătiți. De aceea Apostolul Pavel în acea epistolă prima vorbește despre lucrurile acestea. Și ca să îi fundamenteze puternic în cuvântul Domnului, în lucrarea Domnului, a fost nevoit să scrie cea de-a doua epistolă pe care noi o folosim și din care am citit acest cuvânt al Domnului. Epistolă care are acest scop, de a-i întări în credință, este subiectul, lecțiunea noastră biblică pentru această dimineață. Nu știu cât veți reține din ceea ce eu spun, sau ceea ce predica fratele Sorin. Rețineți cel puțin titlu. Fiți tari în Hristos, întăriți-vă în credință, deoarece Apostolul Pavel vorbește despre Domnul, cel care a murit pe cruce, cel care a dus mântuirea, lucruri care s-au întâmplat cu noi. Și noi într-o zi am fost aduși la cruce și în noi a pătruns Evanghelia Domnului, cuvântul vieții. Și noi am fost aduși la mântuire, cum am citit în dimineața aceasta. Dar suntem în această perioadă dinaintea revenirii Domnului. Și pentru a avea parte de întâlnirea Domnului, a Domnului Cel care vine, trebuie să fim întăriți în Hristos, întăriți în credință. Deoarece nu numai atunci, în vremea aceea timpurie, în biserica primară, ci atunci, de-a lungul istoriei creștinismului și mult mai mult, în vremurile noastre, apar tot felul de învățături, false învățături, chiar scrise, epistole, să folosesc această denumire, care pot afecta adevărata credință și pot să ne influențeze într-un fel sau altul în detrimentul nostru. Să nu avem parte de marele har a întâlnirii cu Hristos Domnul, Cel care vine. De aceea consider, este binevenit acest subiect, este binevenit acest cuvânt a Domnului, este de interes pentru noi și este o necesitate să fim întăriți în Hristos, să fim tari în credință. Și în această perioadă pe care o parcurgem, eu o numesc perioada de consolidare a credinței noastre. De fapt, așa se explică faptul că noi, duminică de duminică, venim la casa Domnului. Noi venim la casa Domnului ca să consolidăm ceea ce Domnul a început, a lucrat în noi, să întărim. Și astfel, întăriți în Hristos, întăriți în credință, să avem parte de acea zi despre care spune Apostolul Pavel, fericita noastră nădejde, întâlnirea cu Domnul, întâlnirea cu Domnul, Cel care va răsplăti credincioșia noastră, atunci, la venirea sa și apoi pentru o veșnicie întreagă împreună cu El. Și dați-mi voie să mă refer la mijloacele prin care noi putem să fim întăriți, mijloacele prin care putem consolida ceea ce Domnul deja a lucrat în noi, mântuirea pe care am primit-o, Domnul ne-a dat harul mântuirii, ca să rămânem în această credință, mai ales că Apostolul Pavel, în această epistolă, a doua scrisă bisericii din Tesalonic, face un avertisment și spune că Domnul nu va veni până nu va avea loc lepădarea de credință și ivirea sau apariția omului fără de legi, anticristul. Și când vorbim de lepădarea de credință, este ceva opus adevăratei credințe sau întăririi în credință de care noi avem nevoie. Asta mă face să continui mai departe a mă referi la cele trei mijloace prin care noi putem întări credința noastră în Hristos și putem rămâne cu ochii deștepți, deschiși în așteptarea acelei zile când Domnul va veni. Amin? Domnul să ne ajute! Primul lucru la care mă refer și îl desprinde versetul 15 este bazat pe această întărire în Hristos, întărire în credință, consolidarea credinței noastre, pe cuvântul vestit prin viu grai, spune versetul 15, sau prin epistolă. Cu alte cuvinte,
întărirea credinței noastre prin cuvântul predicat pe care avem ocazia să-l ascultăm de fiecare dată când venim la casa Domnului. Și dați-mi voie să fac o paranteză. Ar fi o mare pierdere să fii în casa Domnului, să fii în dimineața asta aici și să n-ai parte de întărirea credinței, să primești ceva din resursele astea spirituale care să te întărească în credință, să te întărească Hristos, să rămâi puternic în El și să poți aștepta cu inima așa arzândă întâlnirea cu Domnul. Ar fi o mare pagubă. Și primul lucru spuneam, și primul mijloc de întărire, de consolidare a credinței noastre, este prin cuvânt. Cuvântul care se predică, diversi predicatori. Cuvântul scris. Dar aici trebuie să fac o subliniere. Astăzi, cuvântul scris prin literatura creștină este foarte divers. Și mare atenție! Apostolul Pavel spunea, epistola care poartă semnătura mea sau scrisul meu. Așa se și încheie această epistolă. Zice, cuvântul, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea sau de mâna mea. Ca un semn că eu am scris-o și aparține mie. Celelalte scrieri, diversele scrieri de atunci sau din vremea noastră, pot fi diferite sau pot chiar fi dăunătoare. Dar avem această mențiune, cuvântul scris care poartă peceta. Și cuvântul Domnului, așa cum este Sfânta Scriptură, este cuvântul care pe noi ne poate întări. Amin? Domnul să ne ajute prin cuvântul auzit, așa cum spune Apostolul Pavel, prin cuvântul citit, așa cum îl avem în Sfânta Scriptură, în permanență să dăm curs cuvântului lui Dumnezeu să ne întărească în credința noastră. Atunci când va veni lepădarea de credință, așa cum ați auzit, doar 2% din creștinii, adică din populația României, s-au declarat că nu cred, adică atei. E mulți creștini, dar puțin ucenici ai Domnului, sau oameni care așteaptă cu inima arzândă și cu dorul acesta după Domnul, revenirea Domnului. Noi să fim dintre cei care îl așteptăm pe Domnul. Amin? Și Domnul să ne ajute să ne întărim prin credință. Apoi, tot pentru întărirea noastră în Hristos Domnul, pentru consolidarea credinței noastre, aș vrea să mă refer la un alt mijloc, este cuvântul Domnului, deja știut, cunoscut de noi, unii dintre noi deja suntem la o anumită stare de saturație. Nici nu mai prezintă oricine interes pentru noi. Ne trebuie nume importante ca să-i ascultăm. Ceilalți zice, nu ai interes. Dar cuvântul Domnului, în al doilea rând, dacă îl asociem, dacă îl împletim cu experiențele personale sau altora din jurul nostru, pot avea așa un impact asupra noastră să ne păstreze în credința asta puternică în Domnul. Ne poate întări în Domnul. Cuvântul împreună cu experiențe personale. Am reținut de la cântarea fanfarei, ce am cântat și noi vocal, îmi spuneam, am fost orb și acum văd. Vă aduceți aminte de acel om care a lăsat această mărturie? Ioan, capitolul 9, vindecarea orbului din naștere. Și acolo omul a avut această mărturie. Eu nu știu multe lucruri. Cu alte cuvinte, eu nu sunt teolog. Nu sunt teolog, nu știu multe lucruri. Una știu. Am fost orb și acum văd. A fost experiența, trăirea lui. Experiența personală cu Domnul, în urma întâlnirii cu Domnul. Înainte, când era orb, nu l-a văzut. Dar odată, făptuindu-se în el procesul vindecării, a rămas mărturia asta. Eu am fost orb și acum văd. Și a mai continuat și a spus, și mai știu un lucru, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci cel ce a dus vindecare pentru mine și mi-a dat vederea, este Sfântul lui Dumnezeu. Este Hristosul în care noi ne întărim credința și noi vrem să rămânem puternici, încredințați în El, în cuvântul Lui și astfel legați de El. Să ne întărim astfel, dar unind cuvântul, asociind cuvântul și cu experiențele noastre personale și a celor din jurul nostru. Domnul să ne ajute! Și nu în ultimul rând vă spuneam că voi avea 3 referiri.
mijloace prin care ne putem întări în Hristos, întări credința și desigur este ceea ce rezultă din mesajul acestei epistole scrise de Apostolul Pavel, privirea noastră înainte, spre viitor, la ceea ce urmează. Și aici vorbim despre întărirea nădejdii noastre în Hristos. Frați și surori, trebuie să cultivăm noi, trebuie să alimentăm interiorul nostru. Dacă vreți, omul nostru lăuntric, cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care se referă la viitor, la Domnul Iisus Hristos, și astfel ceea ce ne leagă de acel moment este nădejdea noastră a întâlnirii cu Domnul. Spunea Apostolul Ioan că atunci îl vom vedea față în față, îl vom privi și îl vom vedea așa cum este. Și dacă tot este să folosesc un final, un exemplu acum spre final, o să vă las exemplul la care s-a făcut referire așa, tangențial, dreptul Iov, omul care a proclamat nădejdea lui. Și această proclamație aș vrea să pătrundă și spre noi prin vibrația ei și ecoul ei până în inimile noastre și apoi să trăim cu această încredințare, cu această nădejde. Știți dumneavoastră viața lui Iov, încercarea prin care a trecut și Dumnezeu a îngăduit-o pentru el, dar omul acesta a proclamat solemn și a rămas până în zilele noastre o proclamație a nădejdii care ne leagă de Dumnezeul nevăzut. Care sunt cuvintele lui? Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că se va ridica odată pe pământ. Noi spunem, știu că Domnul vine și Domnul va reveni. Și ochii mei îl vor vedea și îmi va fi binevoitor. Frați și surori, avem nevoie de aceste lucruri. Avem nevoie să fim întăriți în Hristos. Avem nevoie să fim întăriți în credință. Avem nevoie să folosim timpul pe care Domnul ni l-a dat ca har al vieții. Putem veni la biserică, avem condiții optime să ascultăm cuvântul Domnului, chiar și mijloacele acestea de amplificare, când toți pot să audă, rămâne pentru noi să folosim toate acestea în folosul nostru și a veșniciei sufletului nostru. Să ne întărim în Hristos Domnul. Și am încercat, așa mă susțin, să vă prezint cele trei mijloace. Cuvântul Domnului. Frați și surori, dați atenție cuvântului lui Dumnezeu. Priviți-l pe Domnul atunci când se citește și se vestește cuvântul Domnului. Nu fiți atât de, să zic eu, limitați, oprindu-vă privirea la un om, poate obișnuit, poate știut, cunoscut, poate dezapreciat. Priviți la Domnul și primiți-l ca din partea Domnului. Folosiți cuvântul Domnului scris, citiți-l, întăriți-vă astfel în Duhul dumneavoastră și în credința dumneavoastră. Și încercați, dacă este nevoie, chiar cerând în rugăciune, să aveți experiențe cu Domnul, să aveți mărturii personale, că acestea vă întăresc și vă apără de ereziile și mulțimea învățăturilor care vin și vin și sunt multe în vremea noastră. Unele sunt adevărate erezii. Noi trebuie să rămânem la cuvântul primit, la credința primită și la întărirea noastră în Domnul. Și apoi, cum spuneam în final, să mai privim și înainte și spre cer. Să ne mai dezlipim privirea de lumea asta, de lucrurile lumii, de oferta lumii, de ceea ce constituie efectiv viața noastră aici. Să mai privim și spre cer, și în Duhul nostru, și în inima noastră, să lăsăm să se dezvolte acel foc, acea dorință, acel dor după Domnul. Și dacă este posibil, din când în când, asemenea mesajului din cartea Apocalipsa, să zicem și noi, vino Doamne Iisuse! Frați și surori, suntem în această perioadă, încă mai avem harul întăririi, consolidării a ceea ce Domnul a lucrat în noi. Fie ca și serviciul din această dimineață, ceea ce ați auzit prin cântare, chiar din sunetul instrumentelor, prin cuvântul predicat, să contribuie la întărirea noastră, deoarece subiectul nostru la care am făcut apel și v-am rugat cel puțin titlul, rețineți-l, întăriți
în Hristos, sau fiți tari în Hristos, fiți tari în credință. Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin. Urmează acum să încheiem serviciul divin din această dimineață printr-o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului și am să vă rog să venim cu mulțumire înaintea Domnului. Este o zi de har, l-am simțit harul acesta și acum în final vom aduce mulțumirea sau recunoștința noastră înaintea Domnului. Vă rog să vă ridicați și împreună să ne înălțăm glasurile noastre spre Domnul în această rugăciune de mulțumire. Amin. Și harul, pacea, binecuvântarea Domnului să fie, să ne soțească mai departe pe toți. Amin. Vă rog să reluați locurile. Cu ajutorul Domnului, noi am încheiat serviciul de dimineață. Până după masă, la orele 18, vom fi liberi pentru ca apoi să revenim din nou la casa Domnului. Haideți așa în pace, liniște, să ne despărțim. Fanfara va cânta și cu pacea Domnului vom merge spre casele noastre. Amin.